Salutare prieteni și bine v-am găsit la un episod pe canal. Astăzi le vom administra iepurașilor vitamine. Le vom da apă cu vitamine. În această perioadă sunt foarte bune vitaminele pentru ei, mai ales pentru năpărdire. O să vi arăt acum imediat și iepurașii. Ia uitați, vom începe așa pe rând. Le-am golit cănile astea unde le pun eu apă. Le-am curățat foarte bine. O să vă arăt și ce hrană le dau iepurașilor mei. Haideți să le punem vitaminele. Le-am pus vitamine la toți. Aici se observă cel mai bine. Este foarte puțin culoarea spre galben. Uitați femeluța. Ia uitați cum a rămas aici fără până în spate. Uitați că nu vrea să stea. Haideți să vă arăt și ce hrană le dau. Am aici un amestec făcut de ceva timp. L-am avut amestecul ăsta de vreo 2 săptămâni, care conține orz, ovăz, grâu, porumb și floarea soarelui. Mulți nu dau floarea soarelui iepurașilor. Spun că este grasă, așa este, nu îi contrazic, fiecare dă la iepuraș ce vrea, fiecare își întreține iepurașii cum vrea. Eu aleg să le dau floarea soarelui, acum că este bine sau că nu este bine, până acum nu am avut probleme cu iepurașii, așa că o să continui să le dau. Iar aici, cam asta este masa lor de dimineață, cum să spunem așa, o conservă din aceasta micuță cu granule și cam 3 sferturi de castron de amestec. Cam așa arată granulele, sunt granule destul de mari. Prima dată când cumpăr genul ăsta de granule, până acum am cumpărat de la Agromar, dacă nu mă înșel, și de la Agroland. Acum le încercăm și pe acestea, dacă sunt bune, voi continua să le cumpăr, dacă nu, le schimbăm. Din nou, văd că iepurașii le mănâncă ok. Și iar aici, ca masă de seară, de obicei, în perioada asta le dau lucernă pălită, dar le dau și așa uscată, asta fiind fân cu lucernă amestecat, mănâncă bine. Ia uitați masculașul. Uitați cam ce mai rămâne din ce le-am dat. Granulele le-am dat mai târziu decât amestecul. Ia uitați, îl mănâncă foarte, foarte bine. Cam asta este masa lor de dimineață, v-am zis. Să vă arăt și ce vitamine le-am pus astăzi. Imediat, cumpărate de la Agroland, Jolomix, foarte bune, am mai folosit și în trecut. Vedeți și aici, sunt foarte bune și pentru porumbei. Ia uitați și masculul de gri, că nu vi l-am arătat. Foarte, foarte frumos, îmi place foarte mult cum s-a dezvoltat. Va fi un mascul superb, după părerea mea. Haideți să scoatem și puțin pe masă. Aici le încușcă, fiind puțin mai alunecos pe jos, că e blanda asta cu luciu. I-am pus mai mult amestec de asta de fân cu lucernă. Alege lucerna în general și fân rămâne ca așternut. Aici sus am văzut ăștia se cheamă la cuib, ăsta din stânga e masculul, iar în dreapta e femeia. Să sperăm că voi putea să scot niște pui frumoși din ei. Acum o să vedem. Ia uitați masculașul. L-am pârlit foarte, foarte frumos. Și acum, după năpârlire, văd și eu cât de frumos este. Referindu-mă la culoare, mai deschis decât femela. Ia uitați,
are urechea curată, așa cum trebuie, capul mare și pe lângă asta este și lung față de masculul alb, cred că este cu un cap mai lung. Ia uitați, spuneți-mi acolo o părere, dacă ați ajuns până aici la videoclip, spuneți-mi o notă de la 1 la 10 la acest masculaj de aproximativ 7 luni, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc. Aici am o perie care cel mai probabil este pentru căței, dacă nu mă înșel, dar merge și la iepuraș. Trebuia una puțin mai dură, o perie puțin mai tare. Asta nu prea e. Nu prea le-a părut care trebuie să ne părlească, dar s-a făcut foarte frumos, foarte lat. Ia uitați. Hai să-l focalizăm puțin. Nu vrea să focalizeze, ia uitați-l. Foarte frumos. Spuneți-mi în videoclipul următor ce iepuraș vreți să scot pe masă, să vi-l prezint mai bine. Sau dacă vreți să facem, să fac un videoclip cu porumbei, alegeți voi acolo în comentarii ce filmăm data următoare, data viitoare. Ori clip cu iepurașii, ori clip cu porumbei. Iar noi ne auzim la un nou episod. Salutare!